Este din nou Duminica în care îl punem pe Toma înaintea noastră, membrul problemă al Bisericii, și discutăm despre el. De data aceasta, aș vrea să vedem că experiența lui Toma ne transmite. Un mesaj, eu cred că fiecăruia dintre noi. Am văzut trei categorii de creștini, cărora viața lui Toma, experiența, întâlnirea sa cu Hristos le vorbește. Și eu cred că în aceste trei categorii de creștini, oricare dintre noi se găsește într-una din categorii. Și ca să intrăm direct în subiect. Aș vrea să începem punându-ne o întrebare. Ce religie a avut Toma? Ce religie a avut Toma? Ce religie au avut ucenicii? După moartea Domnului Isus, după învierea sa, au fost creștini. Nu era încă termenul de creștin consacrat, pentru ei urma să fie mai târziu, în Antiohia, pe vremea apostolilor, dar erau creștini, adică ucenicea lui Hristos. Toma nu s-a lepădat de Domnul, Toma nu s-a dus să se facă fariseu, saducheu, știu eu ce alte religii să se închine lui Baal, Toma a fost creștin. Și aș vrea să ne mai punem o întrebare la care răspunsul deja este destul de evident. Se poate creștinism, se poate religia creștină fără un Hristos înviat? Am spune că nu. Creștinismul se bazează pe învierea Domnului Isus. Dar răspunsul este da, se poate. Ucenicii după înviere au fost niște creștini fără un Hristos înviat. Ei n-au crezut în învierea Domnului. Și vorbim despre Toma pentru că la ceilalți problema s-a rezolvat relativ repede. În aceeași zi, Domnul Isus pe rând și la mai mulți deodată, apoi li s-a arătat, i s-a descoperit că a înviat. Toma a fost cel care a zăbovit mai mult în această religie a unui Hristos mort. Și timp de o săptămână, Toma a fost un creștin cu un Hristos mort. Orice religie are nevoie de trei lucruri ca să fie o religie. Cel puțin trei lucruri, m-am gândit eu. În primul rând, are nevoie de un obiect al adorării, de un Dumnezeu sau de un obiect, de o, de, o, de o țintă a închinării noastre, care poate fi un Dumnezeu, pot fi mai mulți Dumnezei, pot fi idoli, pot fi multe lucruri. Și uh, Toma la via pe Domnul Isus, cel puțin ca și învățător. Sunt atâtea alte religii care au la bază un obiect al adorării, ca și obiect al adorării o persoană decedată. Ne aducem aminte de un mare învățător și îl cinstim și suntem ucenicii lui, suntem urmașii lui. Orice religie are nevoie de o comunitate, ca să fie cel puțin doi oameni formează o religie. Și era comunitatea ucenicilor, în care Toma încă era. Și orice religie are nevoie de un set de învățături pe care să le urmeze, pe care le să le promoveze. Și aveau și ei învățăturile Domnului Isus, care la momentul acela nu erau scrise, dar foarte bine puteau fi scrise. Și putea continua religia creștină mult și bine și să ajungă până în zilele noastre. Un Hristos mort. Și aș vrea să ne gândim, de fapt, și aș vrea să, să ne dăm răspunsul. N-aș vrea să-l spun eu, deși este evident, aș vrea să ne dăm noi răspunsul. Cele mai multe biserici sau cei mai mulți din creștinii de astăzi, care se numesc creștini, au un Hristos viu. Sau un Hristos mort? Se poartă, își trăiesc credința creștină ca și cum Hristos este viu sau ca și cum Hristos este mort? Pentru că de, de uh, spus verbal, toată lumea afirmă, sau cei mai mulți afirmă că Hristos este viu. Toată lumea se salută, toți cei care își spun creștini se salută Hristos, a înviat și răspund, adevărat a înviat. Dar cei mai mulți se poartă, trăiesc, își exercită credința ca și când Hristos este viu sau ca și când Hristos este mort. Vom privi acum un pic mai, mai larg la contextul tuturor ucenicilor, pentru că despre Toma nu ni se spune foarte, foarte mult dar ni se spune despre toți ceilalți ucenici care cel puțin în ziua învierii au fost și ei creștini din aceștia, niște creștini fără un Hristos înviat. Da, creștini, dar urmașa lui Hristos, nu altceva. Un creștinism fără Hristos înviat, un creștin fără Hristos înviat, este un, un creștin care în viața lui nu dă dovadă de bucurie. Mai, do mai degrabă dă dovadă de frică, mai degrabă dă dovadă de un simț al datoriei față de religia pe care trebuie să o îndeplinească, dar nu dă dovadă de bucurie. Pe când un creștin al cărui Hristos este viu, dintr-o dată se bucură. Și fără prea multe îndemnuri, și fără prea multe uh, prea mult stimuli, haideți să ne bucurăm, haideți să ne bucurăm, haideți să ne bucurăm. Dintr-o dată, Descoperirea Lui Hristos în viață aduce bucuria în viața credinciosului. Un creștin a cărui Hristos nu este viu, în credința sa creștină va avea în vedere ce poate face el pentru Hristos. Și ca și argument aș vrea să ne uităm la ceea ce au făcut femeile în dimineața învierii creștinele al căror Hristos era viu. S-au dus la mormânt cu gândul să-l ungă, să-i ungă trupul, să-l îmbălsămeze. Un creștin al cărui Hristos nu este viu va avea în vedere ce poate el să facă pentru Hristos. Ce trebuie el să facă pentru obiectul închinării sale? Ce are el de făcut? Ce îi se cere? Ce poate face? Un credincios al cărui Hristos este viu va avea în vedere ceea ce face Domnul lui pentru el. Și este așa de evident lucrul acesta în viața ucenicilor după descoperirea învierii Domnului Isus Hristos. Un creștin care, al cărui Hristos este mort, are nevoie de lucruri palpabile spre care să-și îndrepte adorarea și închinarea. Mă gândeam la primii creștini. N-au avut ei timp, dar dacă cineva ar fi putut să pună mâna pe crucea lui Hristos și să o facă obiect de venerare, ucenicii după înviere, după moartea Domnului Isus, ar fi putut să pună mâna pe crucea lui Hristos și să o împartă între ei sau să o pună în mijlocul lor și să fie amintirea Domnului Isus Hristos, crucea pe care El a murit și să se închine. Ar fi putut să pună mâna pe Giulgiu, că au fost la mormânt și acolo era Giulgiu și acolo era ștergarul cu care capul Domnului Isus a fost acoperit. Ar fi putut să pună mâna pe ele și să le ia în comunitatea lor și să spună asta ne aduce aminte de învățătorul nostru, Cinstin, Julgiu, acesta în amintirea învățătorului nostru. Nu știu, ar fi putut să ia alte obiecte legate de Domnul Isus, ar fi putut să ia moaștele, să ia trupul, trupul Domnului, să-l facă obiect de venerare acolo în mijlocul lor. Și n-au făcut-o. Nu este așa de interesant că n-au făcut-o. Când oamenii astăzi aleargă după astfel de lucruri, au nevoie de obiecte palpabile spre care să-și îndrepte credința. De ce ucenicii n-au făcut-o? De ce n-au făcut-o? Pentru că era Isus în mijlocul lor. Pentru că li s-a descoperit Isus. Și când vine Isus, nu mai ai nevoie de lucruri din acestea. Nu mai ai nevoie de. Pentru că Isus este palpabil în mijlocul tău, în mijlocul bisericii și a, a fost acolo palpabil. Vedeți, am citit textul acela din Ioan și în toate cele trei categorii aș vrea să fac referire și la acest text pentru că se găsește ceva o învățătură pentru fiecare dintre noi. chemarea lui Ioan, propovăduirea lui Ioan și a celorlalți apostoli și a celor care, cu care, împreună cu care scrie această epistolă, spune, deci ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și aș, am putea spune că o biserică cu un Hristos mort are totuși un gen de părtășie. Este acolo o comunitate care se strâng, care împărtășesc niște valori, niște învățături, niște amintiri și au un fel de părtășie. Dar Apostolul merge mai departe și spune de fapt la ce se referă. Nu este vorba de părtășie cu noi, ci este părt părtășie împreună cu noi și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Isus Hristos. Amin, slavă Lui! Un creștinism al cărui Hristos este viu se trece dincolo de o părtășie omenească și ajunge la o părtășie duhovnicească cu cel înviat. Acum, aș vrea să ne cercetăm fiecare dintre noi. Toma, dacă luăm pe el ca și exemplu, a fost creștin. Ce fel de creștin? A fost un creștin cu problemele acestea care nu aveau un Hristos viu, nu credeau într un Hristos viu. Ce fel de creștin? A fost un creștin nepenticostal, ca să nu numim alte orientări creștine. Sau a fost un creștin care după aia a devenit penticostal? Nu. Nu, era creștin. Adică era ucenic al lui Isus, urmaș al lui Isus. N-aș vrea să legăm lucrurile acestea imediat să ne ducem cu gândul a, da, cei de afară, a, da, cu tare confesiune, cu tare, da, ăia, într-adevăr, au probleme că nu trăiesc ca și cum Hristosul lor este viu. Noi astăzi, ascultam de dimineață o slujbă online a uneia din biserici, și cel de la Amvon a făcut o afirmație foarte îndrăzneață, n-aș avea curajul să o fac eu aici. Și spunea, dar eu știu că biserica noastră, și dădea de numele, crede 100% în învierea Domnului Isus. Așa o fi și cu noi. Dacă așa o fi și cu noi, trecem la punctul următor. Dar s putea să nu fie așa cu noi. Uitați-vă la aceste lucruri care definesc un creștinism al cărui Hristos este viu. Bucuria. Bucuria părtă și ei. Lucrarea acestui Hristos viu prin Duhul Sfânt în viața credinciosului, nu doar ceea ce trebuie să fac, pentru că eu pot să fac multe pentru Dumnezeu, omenește. Pot să slujesc, e nevoie de slujirea mea, că altfel slujba nu întreagă, E nevoie de banul pe care îl dau, ca altfel, cum se fac lucrările Domnului. E nevoie de tot ceea ce trebuie să fac eu pentru Domnul. E nevoie de o mână de ajutor. E nevoie. Sunt multe lucruri pe care noi le facem pentru Domnul și bine că le facem. Că lucrarea lui Dumnezeu se compune din tot ceea ce fiecare dintre noi face. Dar în viața noastră și în creștinismul nostru și al meu, se vede că, de fapt, Hristos este cel care lucrează, Hristos este cel care face, Hristos este cel care dă. Nu eu dau lucrării lui, nu eu fac lucrării lui, nu eu ajut lucrarea lui. Pentru că asta vine cu mai mult. Dacă eu sunt cel care fac pentru Hristos, atunci eu fac regulile. Sau îmi permit anumite lucruri, altele nu mi le permit. Dacă Hristos este cel care lucrează, atunci Hristos are stăpânire, atunci Hristos dă direcție. Atunci Hristos, dacă tot El face lucrurile, El spune cum să se facă. Și asta îl face stăpân, Domnul meu și Dumnezeul meu, spunea Toma. Este creștinismul meu, așa? Vedeți? Ce îmi place la Toma totuși este că putea să se camufleze, să zic așa, între ceilalți ucenici. În ziua în care ucenicii, toți i-au spus, am via Domnul. Și ni s-a arătat. Să-și facă el un proces în minte și să spună, măi, toți l-au văzut. Toți, mă, Eu nu cred. Eu nu cred. Dar, cum să zic eu? Cum să zic eu treaba asta? Dacă acolo și mă facă plouă și mergem înainte. Nu pot să fiu în inferioritate față de ei. Tăma n-a fost așa. Și. Toma și-a mărturisit față de ei această necredință, această convingere personală că nu cred că Domnul a înviat, până nu-l voi vedea. S-ar putea ca în mijlocul unei biserici care îl are pe Hristos înviat să fii tu sau să fiu eu care cu gura spun că Hristos a înviat, dar cu viața mea dovedesc că nu este viu. Pentru că Hristos era viu, era o, era o realitate obiectivă, Hristos înviase. Dar câtă vreme eu n-am crezut, sau ucenicii n-au crezut și n-au văzut lucrul acesta, n-a -a avut importanță că Hristos a înviat. Și dacă nu avem credință de plină, și dacă această credință nu se materializează în fapte în viața noastră, pentru că o credință fără fapte este moartă, Spune cuvântul lui Dumnezeu așa, în 1 Corinteni, capitolul 15, unde Pavel vorbește mai pe larg despre, despre înviere. Și dacă n am înviat Hristos, credința noastră este zadarnică. În urmare și cei care au adormit sunt morți. Sunt cei mai, dacă ne-am pus nădejdea în Hristos doar pentru viața aceasta, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar mă opresc la această afirmație. Credința noastră este zadarnică. Un creștinism fără fără Hristos înviat, nu este un creștinism rău, păcătos, vinovat, dar este un creștinism zadarnic, al meu, al tău, care ești într-o biserică penticostală sau într-un alt fel de biserică și care ții de religia ta și de creștinismul tău. Un creștinism în care nu se vede Hristos înviat, este un creștinism frumos, cu minte, dar zadarnic, adică nu are putere mântuitoare. Pentru că mântui, puterea mântuitoare a creștinismului constă în credința, în moartea și în învierea Domnului Isus Hristos. Pentru că dacă n am înviat Hristos, nu există naștere din nou. Dacă nu există naștere din nou, noi suntem încă în păcatele noastre, am fost iertați și am păcătuit din nou, nu este nimic în noi, nicio natură nouă. Care să tindă spre Dumnezeu. Asta s-a realizat prin învierea Domnului Isus Hristos. Ei, față de astfel de oameni, față de astfel de oameni, Dumnezeu are harul și chiar dorește ca oamenii să, să, să ceară ce a cerut Toma. Ce a cerut Toma? Eu nu cred până nu voi pune mâna. Până nu mă voi convinge. Sunt mulți oameni în Scriptură care au cerut un semn de la Domnul. În textul de la timpul de rugăciune era vorba, era vorba despre astfel de oameni. Saducheii, farisei au venit înainte lui Dumnezeu și ca să li spitească, i-au cerut un semn din cer. În Evanghelia lui Ioan, capitolul 6, același lucru este spus sub forma unui dialog dintre Dumnezeu și uh, iudei și spun ei, ce semn faci tu ca să credem în tine? Și Domnul Iisus le spune acolo, le spune lucrarea pe care o cere Tatăl de la voi este să credeți în Cel ce l-a trimis. Și ei spun, ce semn faci tu ca să credem în tine? Și Domnul Iisus aici le răspunde, un neam viclean și preacurvar cere un semn, dar vă spun că nu îi se va da niciun semn, niciun semn, decât semnul prorocului Iona. Era vorba de niște oameni fățarnici, erau vorba de niște oameni care nu voiau să accepte credința și tot puneau semne și cereau semne și cereau justificări și amânau răspunsul față de Dumnezeu. Dar au fost alți oameni. A fost un, un Natanael din Cana Galilei, în Evanghelia lui Ioan, capitolul 1, care la fel a vrut, a, a fost chemat la Domnul Isus de tovarășul său, Filip, și a spus, poate ieși ceva bun din Nazaret. Ce răspuns i-a dat Filip? Vino și vezi. Vino și vezi. Și când vine la Domnul Isus, Domnul Isus îl lasă să-i să pătrundă inima și spune: Iată, într-adevăr, un israelit în care nu este vicleșug. dar de unde mă cunoști, spune Natanael. Te-am văzut mai înainte să te cheme Filip când stăteai sub smokin. Domnul Isus vrea să se descopere celor de felul acesta care la un moment dat își dau seama că au o religie, că au un creștinism, că au un obiect al venerației, dar că nu-l au pe Hristos viu. Și este de căpătâi. Fără aceasta nu există îmbunătățiri la creștinismul nostru. Nu poți să îmbunătățești un creștinism viu, nu are rost, un creștinism mort, nu are rost să, să vorbești despre uh, creșterea în moralitate, despre creștere în sfințenie, despre uh, creștere în caracter, sau despre alte lucruri care ar putea îmbunătăți viața noastră sau religia noastră, fără să vorbești mai întâi despre întâlnirea cu un Hristos viu. Și vestea bună pentru fiecare dintre noi care ne-am putea găsi în această categorie este că Domnul Isus dorește să se descopere. Până la urmă, toți ucenicii au fost în aceeași oală. Pe, pe toți ucenicii Hristos i-a căutat. Cine s-a dus să-l caute pe Hristos? Cine s-a dus să-L caute pe Hristosul în viață? S-au dus femeile, dar s-au dus la mormânt ca să caute un Hristos mort. Cine a căutat un Hristos în viat? Niciunul. Niciunul. Hristos în viat i-a căutat pe ei. Hristos cel în dorește să se descopere față de noi. Hristos cel în vrea să aducă viață și bucurie și, și substanță și greutate în creștinismul nostru care poate arată bine, dar este mort. Și Hristos dorește să pui mâna în sens spiritual, în sens spiritual să te întâlnești cu El, să stai față în față cu mâinile sale străpunse, cu picioarele sale străpunse și să te convingi că El e viu, că El e aici și să continui apoi viața în cu El. Dumnezeu să cerceteze inimile prin Duhul Sfânt, care este ambasadorul lui Hristos între noi, în biserica sa în zilele acestea, în ziua de astăzi. Din această primă categorie merge mai departe și sunt anumiți oameni care se confruntă ca și Toma cu, cu crize ale credinței. Acum, există, există persoane care permanent sunt într-o într astfel de stare de criză a credinței. Sau sunt persoane, sunt dintre noi și cred că am avut fiecare dintre noi momente în care ne-am îndoit. În, în momente în care am avut nevoie de o, o, o vindecare a credinței noastre, de un, semn, de un semn. Noi am spus că am avut nevoie de un semn ca Dumnezeu să ne arate că altfel credința noastră se duce pe râpă. Este o altă categorie care s-ar putea să fi trăit, să fie experimentat un Hristos viu. Dar sunt persoane care trec prin astfel de crize spirituale, crize ale credinței. Și față de care Domnul Iisus din nou își arată dragostea și dorința de ridicare. Sunt câteva probleme care ne pot duce în această situație. În primul rând, necredința în învierea Domnului Isus despre care am vorbit deja și nu mai reluăm. În al doilea rând, păcatul. Cuvântul lui Dumnezeu spune la Isaia 59 cu 2 Nu mâna Domnului nu este prea scurtă, nici urechea lui prea tare ca să audă. Cine legiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeu și îl împiedică să vă asculte. De cele mai multe ori, necredința aceasta vine pe baza faptului că rugăciunile noastre nu sunt ascultate? Sau pe baza faptului că nu mai simțim? Nu mai simt, nu mai simt. Îi văd pe toți în jurul meu că se bucură și eu nu simt nimic. Cum o fi fost Toma când toți ucenicii se bucurau, spuneam, am viat Domnul, dar l-ai văzut, dar ai văzut ce, ce strălucire avea, dar l-ai văzut cum a trecut prin pereți, dar ai văzut fața lui și Toma stătea și. Eu nu simt nimic, eu nu știu nimic, eu nu cunosc nimic, eu nu văd nimic. Nu cred că a fost ușor. Și din nou îl apreciez că nu s-a ascuns printre ceilalți ucenici, sau chiar că nu i-a părăsit. Nu mai simt, mă duc. Nu pot să stau, nu rezist să stau în comunitatea celor care simt. Nu mai simt, mă duc. Ba nu, nu te duc. Ba nu, nu te duc. Fă ce a făcut Toma. Așteaptă, stai, caută, însetează, dorește că Dumnezeu dorește de asemenea să ți se descopere, Hristos dorește de asemenea să ți se descopere. Cercetează, te vezi dacă nu cumva este un zid de despărțire între tine și Dumnezeu care îl împiedică să te asculte. Cercetează, vezi dacă acolo este vreo problemă a păcatului, nerezolvată, care îl împiedică pe Dumnezeu să intre în legătură cu tine și pe tine să intre în legătură cu Dumnezeu. Mai este o problemă, problema egoismului sau problema credinței noastre care este ancorată în ceea ce trăiește, experimentează, simte la nivelul simțurilor, trupești fiecare dintre noi. Mulți dintre noi, mulți dintre noi ajung în situații în care nu mai cred pentru că nu mai simt, pentru că credința lor se bazează pe simțurile lor pământești. Altădată lângeam, Altă dată, așa mi se ridica părul pe mâini, altădată simțeam așa ceva în, în, mine și acum nu mai simt, deci nu mai cred. În sensul acesta, eu cred că cuvintele lui Domnului Isus sunt importante pentru astfel de oameni, pentru astfel de situații, când spune Domnul Isus, Tomo, pentru că m-ai văzut, ai crezut, ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Noi avem niște simțuri spirituale. Noi avem o viață spirituală și niște simțuri spirituale care se manifestă pentru noi și în plan fizic, emoțional, în simțuri fizice. Și trebuie să fie acestea, dar să înțelegem că ele sunt spirituale. Ele pornesc din Spirit, din Duh. Și până la urmă, aici, fundamentul credinței lui Toma, care trebuia să fie? În sensul acesta, fundamentul credinței lui Toma, care trebuia să fie, că Hristos a spus așa, pentru că m-ai văzut, ai crezut foarte bine, dar există un mai bine. Există un cel mai bine. Să nu vezi și să crezi. Și atunci să crezi ce dacă nu vezi? Să crezi cuvintele lui Hristos. Care le-a spus de atâtea ori și înainte de răstignirea sa, că Fiul Omului trebuie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit, să moară și a treia zi să învieze. Asta să crezi. Atunci când nu mai simți, atunci când toți din jurul tău simt și tu nu simți, atunci când nu este o problemă a păcatului în viața ta, atunci când nu este o problemă de altă natură în viața ta, atunci trebuie să te legi de cuvintele Domnului Isus, de cuvântul lui Dumnezeu care rămâne în viac și să iei privirea de pe tine și să o îndrepți asupra Domnului. De foarte multe ori este un cerc vicios și ne blocăm în închinarea noastră tocmai din, din, din pricina aceasta. Începem să ne închinăm într-un act de închinare, nu simțim ce ar trebui să simțim ca și deschiderea inimii noastre în închinare credem că s-a întâmplat ceva cu noi, credem că Dumnezeu nu ne mai iubește, ce să facem, ne concentrăm asupra noastră, cum să determinăm în noi simțirile pe care altădată le aveam și dintr-o dată privirile noastre în închinare nu mai sunt asupra obiectului închinării noastre, adică Domnul Isus, ci sunt asupra noastră. Ce s-a întâmplat cu mine? Și un cerc vicios. În clipele acelea trebuie să nu ne mai gândim la, ce, la, la degetul pe care noi trebuie să-l punem. În clipele acelea trebuie să ne gândim la Cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în viac. Și culmea se întâmplă că privind Cuvântul lui Dumnezeu și aruncându-ne în brațele Domnului și privind cu toată credința înspre El, vom începe să simțim în simțurile noastre spirituale ceea ce n-am mai simțit și ceea ce am încercat să determinăm în viața noastră într-un în alt mod. Aș vrea să înțelegem că pentru astfel de creștini, Dumnezeu are îndurare și har, și de multe ori, în special la începutul umblării cu Dumnezeu, spun asta ori, atât ai de. de ca, ca și cu niște copii mici se poartă Dumnezeu și îți dă noi dovezi și noi dovezi și noi dovezi și spun, Doamne, încredințează-mă și mă încredințează și spun, Doamne, te rog să se mai întâmple o dată și se întâmplă o dată, încă o dată. Și Dumnezeu dă astfel de, de dovezi. Dar pe măsură ce noi creștem în, în cunoașterea lui și în relație cu el, nu mai dă astfel de dovezi așa de dese la discreția noastră, pentru că vrea să ne crească și vrea să avem încredere în el. Dacă eu aș trimite un mesaj soției mele să-i spun, sunt cu tare loc, sunt la muncă, și ea mi-ar trimite înapoi, nu cred, vreau o dovadă, trimite-mi o poză cu tine. În relația aia e o problemă. E o problemă de încredere, e o problemă de încredințare. Dacă cuvântul meu, dacă cuvântul lui Hristos nu mai este suficient pentru noi, ci trebuie și o dovadă. Este o problemă de imaturitate sau este o problemă de necunoaștere a Domnului Isus. Noi trebuie să avem încredere de plină în Cuvântul lui Dumnezeu și să fim din aceea mai fericiți decât Toma care au crezut, fără să vadă, așa spune Apostolul Petru, Hristos pe care noi îl iubim fără să-l fi văzut și, și ne bucurăm cu o bucurie negrăită și strălucită. Păi cum, nu se bucură ea care au descoperiri supranaturale și se bucură și ea, Dar o bucurie negrăită și strălucită poate să aibă și cel care n-a văzut și care nu are semne și care nu și pune încrederea în ceea ce poate pipăi, ci își pune încrederea în cuvintele celui care a spus și ale cu cărui cuvinte rămân în viac și trece cerul și pământul și cuvintele lui nu trec, slăvit să fie Domnul. Aș vrea să ne întărim, pentru asta trebuie cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu. Aici intervine, aici intervine importanța, valoarea botezului cu Duhul Sfânt, a plinătății Duhului Sfânt. Noi avem acest avantaj pentru că credem între cuvântul lui Dumnezeu al unei simțiri spirituale mai intense decât alții care nu cred și nu primesc lucrurile acestea, pentru că Dumnezeu ne dă Duhul Sfânt care, printre altele, se numește Mângâietorul, care rămâne cu voi și va fi cu voi. Duhul Sfânt este Cel care te încredințează, fără să vezi, fără să pui mâna, dar te încredințează de adevărul lucrurilor spirituale. De asta este așa de important. Chiar dacă nu, poate te afli într-o stare din asta de negare, ca și Toma. Nu cred, pentru că n-am văzut, pentru că n-am trăit, nu cred. Dar rămâi acolo. Rămâi între cei ce cred. Continuă să cauți. Continuă să cauți. Dumnezeu dorește să dea. Și Dumnezeu va răspunde. Și Dumnezeu se va descoperi că tuturor celor care l-au căutat cu sinceritate Dumnezeu, Domnul Hristos în viața a descoperit, pentru că e nevoie de o revelație a Lui. Pentru că e dorința Lui ca să trăim într-un creștinism care presupune o părtășie cu El și cu Tatăl și cu ceilalți credincioși. Și Domnul să ne ajute. E aceea pentru cei care trec prin crize ale credinței. Am citit zilele acestea, mi-a căzut în ochi, sub ochi, o Câteva nume așa destul de sonore în lumea creștină, nu neapărat în contextul nostru sau în țara noastră, oameni care au trăit o bună parte din viața lor în biserică și care acum s-au -au hotărât să iasă la lumină și să spună nu mai vreau să mă prefac, de fapt nu sunt un creștin și nu am nicio treabă cu creștinismul și s-au lăsat de Dumnezeu. Și unii dintre ei eu cred că au fost creștini. Nu s-au prefăcut, unii au fost. Dar a lăsat ca această necredință să-i macine, să-i macine, să-i macine. N-au căutat, n-au exteriorizat, n-au spus nimic, n-au căutat ajutor la slujitor, n-au căutat la ceilalți credincioși. Și au dus necredința mai departe, au căutat semne pe care probabil nu le-au primit. Și apoi necredința i-a dus la lepădare totală. Dar sunt atâția alții care trecând prin astfel de crize, Dumnezeu s-a coborât în dreptul lor și i-a atins și i-a încredințat. Pentru că este un cuvânt care răsună și care, cu care vreau să rămânem din ambele texte pe care le-am citit în dimineața aceasta. Încredințare, Dumnezeu dorește să fim încredințați pe căi palpabile sau pe căi ale credinței în Cuvântul lui Dumnezeu, dar Dumnezeu dorește să fim încredințați, să mergem înainte încredințați. Pentru că vine a treia categorie de oameni. Ăștia să ia buni. Aștia se ia buni, printre care a fost și Toma mai târziu. Credincioșii care sunt, n-au probleme cu credința, n-au probleme, sunt credincioși ai Domnului Isus care cred într-un Hristos înviat, îl, ia, îl au în viața lor. Dar, dar trebuie să mărturisească. M-am gândit la Toma, el a zis ce a zis, dacă nu voi pune mâna, dacă nu voi crede. Când Domnul Iisus i s-a arătat și lui în ziua aceea, a mai avut el nevoie să pună mâna? N-a mai avut nevoie. Că niciunul din ceilalți n-au pus mâna. Domnul Iisus le-a spus, veniți, pipăiți-mă, un duh n are nici oase, nici carne, cum vedeți că am eu. Dar n-a mai avut Toma nevoie să pună mâna. Dar de ce a avut nevoie să pună mâna totuși? Ca să creadă? Ca să creadă în învierea lui Iisus? Nu, ci cred că pentru lucru pe care l-am citit și recitesc din 1 Ioan capitolul 1. Deci, ce am văzut și am auzit și am pipăit, spunem versetul 1, aceea vă vestim și vouă. Aceea vă vestim și vouă. Era nevoie ca el să pună mâna ca să poată vesti mai târziu. Tom a fost unul din apostoli unul din cei 12. Și Toma nu avea nevoie doar să fie încredințat la nivel personal, el avea nevoie să fie supra-încredințat, dacă pot să spun așa, să pună mâna, pentru că mai târziu trebuia să vestească și voi și să spună cu această convingere Apostolului Ioan ceea ce am pipăit cu mâinile noastre, ce am, ce am văzut cu ochii noștri, ceea ce am auzit cu urechile noastre, aceea vă vestim și vouă. E, și cu ce ne ajută asta pe noi? că noi nu mai putem să punem mâna. Că noi nu mai putem să-L vedem pe Hristos înviat în carne și oase într-un fel în care să-L pipăim și să avem încredințarea aceasta. Dar este totuși încredințarea pe care trebuie să o căutăm, pentru că și Toma este un prototip al nostru pe care trebuie să-L urmăm și să ne încredințăm și la acest nivel al mărturisirii. Și răspunsul este din nou umplerea cu Duhul Sfânt ceea ce face Duhul lui Dumnezeu dincolo de o putere care se manifestă cum dorește El, nu cum ne imaginăm noi că se manifestă o putere a Duhului Sfânt în evangelizare. Dincolo de asta, plinătatea Duhului Sfânt în cel credincios reprezintă pentru noi ceea ce a reprezentat pentru Toma, nu numai să-L vadă pe Hristos în viață, ci să pună mâna. Să pună mâna și să se încredințeze. Asta reprezintă pentru noi experiența botezului cu Duhul Sfânt și umblarea în plinătatea Duhului Sfânt. De aceea, lecția lui Toma pentru noi, chiar dacă nu este contextul acesta al cinzecimii și urma să trăiască mai târziu realitatea aceea cinzecimii, pentru noi, astăzi, care nu mai putem să punem mâna în mod fizic, pentru noi care nu avem probabil probleme la nivel de credință, nu avem probleme la nivel de păcat, -avem, dar avem o nevoie să fim martori Domnului Isus, să putem să mărturisim ceea ce suntem ferm convinși. Această fermă convingere, această încredințare ne vine prin umplerea cu Duhul Sfânt. Să o căutăm, este scopul botezului cu Duhul Sfânt, aceea de a ne face martori, care cum spunea cum spuneau apostolii, nu putem să nu vorbim și să nu spunem despre ce am văzut, ce am auzit, despre ce am trăit, de aceea să ne ajute Domnul la lucrul acesta. Și eu cred că ne găsim în oricare, în, într-una, cel puțin, fiecare dintre noi trebuie să ne găsim într-una din aceste categorii. Nu mă gândesc la a patra care nu sunt nici măcar creștini. Noi suntem creștini cu toții. Dar unii dintre noi sunt creștini al căror Hristos nu este viu. Nu îndrăznesc să spun ceea ce spunea fratele despre care am spus. Nu îndrăznesc să spun că toți din biserica aceasta cred 100% viața noastră să o dovedească. Viața noastră să o dovedească că Hristos e viu în noi. Apoi Domnul să ne întărească pe cei care se pe cei care au momente din acestea sau trec printr-o perioadă lungă, sau printr-o stare cronică de criză a credinței. Să întărească, să caute fața Domnului, să rămână lângă el, să-l caute, să-l caute în mod corect, să-l caute în cuvântul lui, în felul în care Hristos vrea să întărească credința noastră și să ne încredințeze. Și apoi Dumnezeu să binecuvânteze pe toți ceilalți care se încadează în cea de-a treia categorie, să fim pe deplin încredințați, trăind în plinătatea Duhului Sfânt, ca să fim martori plăcuți ai Lui. Amin.